Salutare și bine ați venit de data asta pe Fan Insumator 16 cu un Neo Holland foarte mare. O să mă auziți tot că din cauza că se zic o răgușit. Și precum a zis un prieten de-a meu de școală, mi-a spus, bă, da, am zis că mai fac FS, că nu mai fac Fan Insumator. Deci m-am gândit pe FS 14, de moda, care combina aia, pe case, pe două șeni, pe două roți în față, ce vă lasă, îmi place. Am zis nu, voi face un episod de Fan Insumator 16, pentru că dacă zic are combinul ăsta, faină pe șenile. Și vreau să fac o promovare la Ganicus 69. Este un băiat foarte de treabă, care vrea și el să facă foarte mulți abonați. Abonați-vă și la el. Este un prieten bun. Acest prieten, Ganicus 69, cum el nu arată identitatea și nici eu nu se iară, pentru că vorba aia am arătat acum pe bravo. Abia ce am început și un juculețul acesta, cam acum jumătate de oră l-am instalat și am zis să fac un episod și mă tot prin pacili și acum combinat. Ok. Acest Ganicus 69 are doar 3 abonați, din cauza că și eu m-am abonat, înainte avea doar 2 abonați. Abonați-vă și la el, face niște episoade destul de frumoase cu Hill Race și sperăm să eu îi zic că dacă te uiți la mine Ganicus 69, te rog frumos mai fă niște episoade așa de Hill Climb ăla, ce zici tu, Hill Climb ăla, Hill Climb ăla, dar ai zis tu că e crepat în jocul ăla. Ok, chiar mă voi ocupa eu personal de această fermă din cauza că o să lucrez numai cu utilaje foarte cri foarte peste 20 miliarde de ani, foarte mult. Ok, combina aceea veche poate să țin pentru porumb. Ok, așa, balotiere nu prea avem, avem dita mai combinoiu, așa, și o să le punem frumos aici, bine că orice combină, trebuie să cumpărăm terenuri, ce sunt foarte importante, și nu le voi cumpăra pe toate, deci cam pe aici, terenul acesta care pun eu punctul acesta e pe el. Se mă luam doar silici cu combina de silici. Ok, venim până aici ca să luăm o semănătoare. De bani n-avem bubă pentru că pot să-mi cumpăr ce vreau. Ok, uite aici avem mai multe, așa că o să iau New Holland ăsta, măcar să fie sponsorizat de New Holland. Să zicem, băratul și în realitate și sponsorizat de New Holland. Și nu, am o grămadă de jucării cu New Holland, combine cu New Holland. Sunt un mic fan al New Hollandului. Un mic. Ok. Poate o să plantăm, cum am văzut și la Gani cu 69, am văzut că el se joacă FS 14, e fain jocul, îl zic mai fără, și se lie de pe Aptoide. Deci. Ok, Hill Climb, cum l-am văzut la el, e fain oricum, îmi place un joacă, dar, bă, ce prost, uite, eu iau semănătoare, dar nu iau cultivator, ca să, da, uite acolo un cultivator ăla. Las că până face la... Ok, deci fiecare tractor va avea utilajul lui. Deci niciunul nu are utilajul unul celălalt.
Am văzut că s-a băgat ceva foarte, foarte nou. Înainte era asta, asta și asta lungă. Da, am văzut că s-a băgat asta. Asta de la Horus, cea mai mare. De o să cumpăr pe asta, pentru că este cea mai mare și avem nevoie de cel mai mare pe unele suprafețe. Am mai făcut și pe canalul meu niște episoade de Farm Simulator 16, mă scuzați, 16, numai am pus muzică country și nu știu, cred că ați dat live, nu? Ok, nu sunt fan neocolandului, că o să avem și grijă de ei, de tractoria noastră. Da, și mai am un singur anunț și ultima promovare este pentru Infinit, ei. Că tot își schimbă n-ai vin numele. Nu? N-ai schimbat numele, nu baruba, dar acum mi-am schimbat obrazul, mi-am schimbat boss. Înainte toți râdeau de mine. Acum las. E mai fain așa. Uite așa, stăm pe aici. Așa, dă-i drumul. Ok, o să avem nevoie și de mai multe tractoare pe o suprafață foarte mare, vă gândiți. Deci, voi lași un titelul ăsta mic. Că nu o să... Oricum, filmul ăsta nu o să-l, n-o să-l vând, din cauza că o să avem și noi nevoie de el. Caz de... cum ar fi... Când am avut mai multe lucruri la fost adică de... Eu vreau cu un mod de bani. Cam faci, știi? Tot așa. Tu intri în combinatul. Nu. N-am răbdare. N-am răbdare. Nu, așa. Așa, cam că... Trebuie să ții așa, cam așa. Cam pe acolo. Gata. Și trebuie să fac... Vreau să fac un siloz la grâu, stol. Vreau să fac 100.000 de tone de grâu. Ok. Așa, cam pe aici să ne ocupăm doar de fermă. Doar atât. Ok. Golem remorca. Și le vom face o mică parcare. Și voi pune o scurtă pauză din cauza că se gata mai repede cu parcarea. Okay. Bun, am revenit. Chiar în pauza aceasta de gata am aranjat de preparație. Am gata de cultivat și am adus un clip de remorcă din cauza că o să avem nevoie ce am avut. Ok. Vom plata, acum voi spune că un comand pentru că am bani mulți și mă interesează banii de timp. Dacă tot suntem paramileniu acesta, i-am zis să cumpăr și un... da, o întrebare. Scrieți-mi în comentarii, în secțiunea de comentarii frumos acolo, ce culoare, deci să cumpărăm un tir, de ce culoare vreți voi, câte culori scrieți acolo în comentarii, va fi, dar doar o persoană. Dacă o persoană scrie vreau roșu, roșu, dacă altă persoană vrea galben, galben face. Așa că vă facem mult pe galben. Să se asorteze cu remorca. Și am făcut un cu un roșu să se asorteze cu remorca și am făcut alb. Așa că vom da la... Of, la Harvester, și aici îl vom găsi chiar pe tractorașul meu de combina de făcut silici. Chiar combina mea de făcut silici. Wow, ce frumos! NASCAR boss! Da? Jocul ăsta îmi place pentru că... Ah, gata. O se bagă singură, bă nebunit, se bagă singură. Deci, când vom lăsa, combina, într-un loc, am făcut un micuț de tot garaj, undeva.
Pentru că sunt și unele moduri care pot să intri pe site-ul lor, știți, și să modifici unele lucruri. De-aia eu nu o să fac asta. Și puf, una. Bang! Rămâne fără cabină, bă. Gata, jos cabina. Ok, cam percep. Și înapoi, și un pic înainte. Hopa! Ok, așa. Voi pune o mică pauză. Bun, am revenit. Din cauza că scaunul meu nu se poate l-am reglat. Atâtea pauze. Ok. Cam atâta va fi pe lângă să iese în Vasilic. Poate voi face și un episod cu Farm Simulator 18 cu Hack. Ce să știm. Eu v-am zis parca cam pe aici. Și aici vom lăsa tirul, pentru că o să avem nevoie de tir. Din păcate. Ok, bă, uite ce s-a blocat aici, deci trebuie să tai neapărat omul acela. Și omul acela va fi tăiat imediat, fără nicio problemă, deci fiți atenți. Deci se poate tăia, da? Aici pe la forest. Unul din ăsta, un poison, cu acesta ajunge cât mai repede. Ok, voi pune o muzică pe fundal. Până data viitoare ne vom revedea, că voi pune o muzică micuță pe fundal.